Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod, eu sunt Nick și înainte de înceapă episodul nu te-ați lăsat un like, bă, astăzi avem ceva de discutat foarte interesant, da, jucăm și Gravity pe fundal, dar v-am spus, canalul meu e bazat mai mult pe comentarii, nu pe minigame sau joc care se întâmplă, așa că, bă, piu, să trecem. Bă, dacă tot ai lăsat un like și ești pregătit, gata, ai dat pe full screen, pe 1080p, HD, 60 frame rate, hai să zic o poveste interesantă. Nick, de ce ai această bentiță? Ei bine, nu este o bentiță, unde sau cum se numește, un batic. Bă, baticul ăsta are o istorie foarte interesantă. Mama l-are de 30 ceva de ani când bună sau cine, nu știu cine l-a dat. Ei bine, și mama l-a păstrat. Mai sunt playeri invizibili. Când bună sau, mă rog, mama. De fapt, cred că, nu, mama a avut mai mulți ani. Holy shit, holy shit, ce tare e aici. Holy shit. Ah. Și acum ce fac? Unde ajung? Ah, ok, nu aici. Bine, e clar. Și mama a primit acest batic și îl are de foarte mult timp. E bine, baticul ăsta l-am de foarte mult timp și eu, bineînțeles, pentru că trebuie, eu îl port la campionate pe ăsta. De ce îl port la campionate? Îl port la campionate pentru că ține transpirația acolo unde trebuie să fie transpirația. Bun, hai să văd dacă trebuie pe aici, nu. Și pe unde cât mamei mele trebuia? Ah, ok, mai am pe aici, nu? Sau ceva de genul? Trebuie să iau cumva pe aici? Ok. Da, bun. Ok, bun. Holy shit. Bun. Și bă, cum iau eu, mă rog, nu despre asta e vorba. Era vorba că veneam eu azi de la Salul Frumos pe ploaie, era o ploaie extravagant de urât. Deci plouă, la noi în Bacău plouă de 3 zile, știu că și la voi plouă peste tot. Sau nu știu, mai primit comentarii. Bă, eu vă citesc comentariile, ca să știți. Nu vă răspund, doar le citesc, așa, știi? În schimb, am văzut că acolo mi-ați mai spus unii că în Constanța, bă, vesnic că plouă foarte, că în Constanța e foarte drăguț și e cute și e soare și, mă rog. Și, ce, mă rog, nu, nici asta nu conta, ca să știți. Bă, vin de la sală și ce să vedeți? La un moment dat mi se face foame și ce vreau să mi-am luat un strudel. Unul cu mere, dar n-o să ghiciți ce am făcut cu acest strudel. Nu, l-am mâncat, o, da, l-am mâncat și a fost foarte bun. Ei bine, după ce am mâncat acest strudel cu mere, bă, tot aveam gluga pe față așa și pe cap. Și mi-intra părul în ochi și, mă rog, și că mi-intră în ochi. Și m-am gândit așa, bă, hai să mă duc să mă tun, nu este logic când îți intră părul în ochi să te tunzi. Bă, da, este foarte fucking logic. Bă, nu prea reușesc pe aici, îmi cer scuze, asta e. În schimb, ah, credeam că reușesc. Bun. După, cum vă dau să... Nu, pot... Holy shit, am reușit cu Optifine-ul, mă rog. Bă, trec frumos, mă duc, mă tunt și mă gândesc, bă, stai. Ce mă doresc, bă, am venit, nici nu pot să mă întorc aici. Și m-am gândit, bă, să mă duc să... Ar fi logic să mă duc să mă tunt. Și când mă duc eu să-mi fac programare frumos, aferent, acolo, am... Că vineri dimineață, bă, da. Mă rog, când vedeți voi asta la 9, la 9 să vedeți voi asta. Oh, ok, eu deja o să fiu plecat spre sala la 9, cred că încep sala și termin la 11. Și... Mă rog, bă frate, cum fac, cum zic așa, hai să-mi fac vineri, vineri, dar înainte să plec la sală. Nu putem că avem, nu știu ce de făcut, de, sunt alții mai târziu, mai târziu am școală, că mă întorc de la sală și mă duc, mai stau, mă rog, vineri, v-am zis că am doar 2 ore, de la 2 la 4 și am mate și engleză. Și culmea că eu nu dau bac la mate, mă rog, sunt 2 ore foarte ușoare, mă rog. Și, da, nu pot, vineri am și antrenament, deci nu pot să-mi prind, sunt așa, între... Două garduri. Și, bă, cum frate dau eu să explic omului celălalt că nu știu ce, hai să zic sâmbătă. Bă, dar și sâmbătă am sală. Ei, programați-mă dimineață. Chit că am sală dimineață, programați-mă mai dimineață. E, nu știu cum că avem mire și mireasă și care se tundă și miri și nemir și ce mai fi ăia care se mărită și se însoară. Aia, ok, bun. Și m-am gândit, dacă nici așa nu se poate, bă, eu mă tun săptămâna viitoare, dar cum pot să stau până săptămâna viitoare așa? Ei bine, mi-am luat acest batic și mi l-am dat, bă, așa între unghi și am zis, bă, frate, eu așa rămân de acum. Deci, bine, la școală nu o să mă duc așa. În schimb, ar fi o idee, în schimb, la antrenamente, aș vrea să mă duc așa și la sală, pentru că îmi intră părul în ochi și nu neapărat că îmi intră, de asta măcar îl țin în sus, pentru că mie părul... Acum crescând, știi, măcar să-l dau pe spate, dar nu puteam să-l dau pe spate că nu pot momentan să-l dau gen pe spate, pentru că trebuie să-l mai las să crească, numai că sunt bine acolo să de aici și ăsta nu mai face nimic și nu o să tot așa și mă rog. Trebuie să mă tund, oricum. Ok.
Da, frate, și am zis, băi, eu îl țin pe ăsta așa până când până când mă tun, până cum mai face, eu îl țin așa, că uite, vede, să bine, bine, numai ce, nu știu cum, se vede frumos, păi ce am făcut, cum, nu știu ce, uite, așa, Păi și mă aștept de chel. Mă aștept de chel, dacă aș avea barbă. Când o să-mi crească barbă, mă tun chel. O să fie fain. O să fie fain, rău, să am chel cu barbă.